polițiștii argeșeni au reușit să identifice pe tânărul care nu a respectat prevederile ordonanțelor militare, postând pe o rețea de socializare un clip în care manevra ceea ce pare a fi o armă de foc. Având în vedere acest aspect, la primele ore ale dimineții polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, iar în urma activităților s-a stabilit că ceea ce acesta folosea nu era o armă de foc, aceasta nefiind supus autorizării. Totodată, în urma verificărilor, tânărul a fost sancționat pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare cu sancțiuni de peste 20.000 de lei, iar și față de prietena acestuia care l-a însoțit la momentul efectuării filmării, s-a luat măsura sancționării conform ordonanțelor militare cu amendă în valoare de 2.000 de lei.